Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă a președintelui Consiliului Județean, Pentru cei cu care nu ne-am văzut anul ăsta, vă urez la mulți ani, vă doresc un an bun, un an cu sănătate, cu împliniri și să-l trăim în siguranță cu toții. Două aspecte vreau să ating în conferința de presă de astăzi. Unul socioeconomic și celălalt vizând reabilitarea unui imobil de patrimoniu. Am lucrat la trei inițiative și vineri voi supune aprobării Consiliului Județean, voi supune dezbaterii și aprobării acestora a trei inițiative în partea Consiliului Județean cu aparatul de specialitate. Unu, referitor la un acord de cooperare între Consiliul Județean și unitățile administrativ-teritoriale cu Poșta Română pentru creșterea colectării taxelor și impozitelor, precum și pentru debirocratizarea primăriilor din punctul de vedere al colectării taxelor și impozitelor. Eu am făcut o analiză la nivel de județ și cred că o asemenea inițiativă, pe care o să o dezvolt ulterior, va duce la o creștere a colectării taxelor și impozitelor, precum și o mai ușoară, să zic așa, mai ușor acces a cetățeanului la plata taxelor și impozitelor. Un al doilea proiect îl vizează aprobarea unui acord cadru, unei scheme cadru de ajutor de minimis privind susținerea mediului de afaceri din județ. Și nu în ultimul rând, un proiect de hotărâre care are ca obiect trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al județului a Palatului Administrativ. Am să le iau pe fiecare în parte, o să dau anumite amănunte despre fiecare inițiativă pe care o să o supun atenției și aprobării Consiliului Județean, consilierilor Consiliului Județean. Și cred că este de interes pentru cetățean să cunoască anumite amănunte în ceea ce privește atât dezvoltarea județului, cât și, să zic așa, prioritățile pe care le am ca președinte al Consiliului Județean în dezvoltarea județului, în dezvoltarea economico-socială. Și aici se bazează pe două chestiuni. Pe de-o parte, aș vrea să vin în întâmpinarea UAT-urilor pentru creșterea colectării și în întâmpinarea cetățeanului pentru a fi mai ușor să-și achite taxele. Tot vorbim de digitalizare, tot vorbim de eficientizarea administrației publice și de debirocratizare. Ca atare, vineri voi supune aprobării un acord între Poșta Română, UAT-urile din județ și Consiliul Județean. Asta e un protocol de colaborare, se mai aplică acum și în alte UAT-uri, se aplică, dacă nu mă înșel, la Primăria Bacău, undeva un proiect implementat din 2017, sper că nu mă înșel. Inițiatorul a fost domnul consilier, care acum consilier local, Dorin Chirilescu. Cred. Sper că nu mă înșel. Nu. Și vreau să fie ca un instrument atât pentru primării, cât și pentru Consiliul Județean și să avem și o situație, o să avem o situație mult mai, să zic așa, mai ușor de administrat, atât pentru primării, cât și pentru Consiliul Județean cu ajutorul Poștei Române. Noi am obținut deja acordul, de asta am și supus aprobării
acest proiect. Al doilea proiect, a doua inițiativă, după se referă în mod cert la sprijinirea mediului antreprenorial din județul Bacău, pentru că, așa cum știți, încă înainte de a prelua mandatul, am fost un susținător a mediului de afaceri și când spun susținător, nu mă refer la modul declarativ, încerc să vin cu soluții concrete la problemele antreprenorilor băcăuani, la problemele mediului de afaceri și așa cum am procedat atunci când mi s-a cerut ajutorul de către domeniul Horeca, am zis să extind, să vin cu o soluție care poate fi aplicată la nivelul întregului județ, de către fiecare UAT, prin acordarea de facilități fiscale, bineînțeles că respectând autonomia locală, dar care creează un cadru care se poate aplica de către oricare localitate din județul Bacău. Eu am plecat cu această idee, nu vă ascund, din timpul campaniei, am avut întâlniri care nu le-am mediatizat ca să nu fie oarecum puse sub semnul întrebării, pentru că erau în campanie electorală, dar am cules de acolo anumite idei. Pe de o parte le-am și supus atenției mediului de afaceri și aici mă refer din zona Onești, platforma Onești. Am avut o întâlnire cu toți cei care activează acolo sau care au proprietăți pe zona platformei Onești și de acolo am venit cu ideea de a aplica o schemă de facilitate fiscală atât pentru zona Onești, dar cât și pentru Bacău sau oricare altă localitate. În principiu, sunt câteva criterii. Noi o să rog pe Silviu să deruleze, nu o să explic schema de ajutor de minimis pe care o să o supun aprobării consilierilor județeni, dar, în mod cert, se referă la dezvoltarea locală și la susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, grav afectate de pandemie. Încercăm să creăm noi locuri de muncă, creșterea gradului de ocupare a forțelor de muncă, precum și stimularea dezvoltării agenților economici. Vreau să fac o precizare. Schema de minimis nu presupune, pe care o aprobăm ca și cadru, nu presupune o finanțare, ci presupune o reducere de taxe și impozite acolo unde autoritatea locală își dorește să sprijine mediul antreprenorial. Și ca să nu creăm anumite, să zic, semne de întrebare că dacă noi aprobăm la nivelul Consiliului Județean o schemă de minimis, UAT-ul poate să vină cu următoarea rezervă, că nu mai colectează taxe și impozite. În momentul când aplicăm acea reducere, am făcut și un studiu de impact, atât pe urban, cât și pe rural, și când se recuperează această investiție. Este acest studiu de impact, de asta a și durat foarte mult această elaborare acestei scheme de ajutor de minimis, bineînțeles cu respectarea toți pașilor legale, ea trebuie aprobată, trebuie transmisă și către Consiliul Concurenței, de către aplicator, nu putem să-l transmitem noi. Noi am creat un cadru de îndrumare metodologică, cine vrea să aplice, poate să aplice această schemă, oferă anumite avantaje, facilități pe impozitul pe clădiri și impozit pe teren. Impozitul pe clădiri și impozitul pe teren se recuperează. Sunt situații în funcție de nivelul taxelor pe care îl reduc, se recuperează în maxim 3 ani de zile. Cu cât facilitatea este mai mare, cu cât avem 3 criterii și aș vrea să dați la criterii ca să vedeți un pic la ce mă refer. Criteriile la care mă refer sunt, pe de o parte,
valoarea investiției de peste 5 milioane de euro. La valoarea investiției de peste 5 milioane de euro se poate ajunge la o reducere de taxe de 40%. Al doilea criteriu este numărul de locuri de muncă între 30 și 40%, peste 101 persoane angajate generează ce generează investiția. Și apoi profilul de activitate, dacă e pe producție între 10 și 20%, dacă e pe servicii între 0 și 10%. Criteriile și modul de aplicare, în mod cert, aparține UAT-urilor de la nivelul județului Bacău, fiecare având libertatea să-și aleagă unul, două sau cumulativ din criterii. Am vrut doar să specific, dacă dai un pic mai, nu știu dacă avem, am vrut doar să specific un lucru foarte clar. Nu știu dacă s-a făcut impactul economic asupra primăriei, asupra UAT-ului. Și în mod cert arată că impactul economic este pozitiv. Se recuperează în funcție de fiecare cât aplică, se recuperează în maxim. Am luat un UAT destul de important de la nivelul județului Bacău și cu o colectare bună. Reducerea acordată este recuperată în primul an, numai din taxa de autorizații de construcție. Am dat un exemplu ca tocmai acest exemplu să arate că facilitățile fiscale acordate întreprinzătorilor dezvoltă economia și nu fac să regreseze dezvoltarea economică. De altfel, vreau să vă spun că nu o să fie singura inițiativă a Consiliului Județean. O să vedeți că o să mă mai auziți vorbind și o să mai ies în presă cu inițiative de acest gen. Dar așa cum zic eu, am spus de fiecare dată sau am anunțat de fiecare dată, nu ies decât atunci când lucrurile sunt foarte clare, când știu că se pot aplica și când inițiativele Consiliului Județean sau ale mele ca și președinte sunt realizate. Ca atare, din punctul ăsta de vedere, repet, o să mai ieșim, cred că chiar pentru, adică sigur, pentru Platforma Unești, cu câteva inițiative care să aducă, să repornească activitatea din acea zonă, care cred că poate deveni un motor important în dezvoltarea județului. Al treilea punct e referitor la preluarea Palatului Administrativ. Este o mai veche dorință pe care am avut-o așa atunci când am fost subprefect și prefect. Finalitatea ar fi reabilitarea acestei clădiri emblematice, reabilitarea unei embleme atât administrative cât și arhitecturale a Bacăului și deși au existat nenumărate încercări de preluare de trecere din domeniul public al statului, în domeniul public al județului, soldate oarecum evident fără niciun rezultat, cred că de data asta, dacă consilierii județeni vor accepta să voteze în demararea acestei proceduri, ne vom putea vorbi de trecerea în patrimoniul județului și de reabilitarea acestei clădiri în adevăratul sens al cuvântului. Nu vă ascund că am fost săptămâna trecută la UNECJR. Am ridicat ca și problemă această situație existentă la nivelul județului. Nu e singura clădire sau singurul patrimoniu pe care l-am dorit să-l reabilităm, dar nu este în proprietatea noastră.
Și la întâlnirea cu domnul ministru Cechi Atila chiar s-a subliniat acest lucru. Pe de o parte, noi am mai făcut demersuri și către guvern punctuale prin UNECGR și prin Comitetul Director. Pe de altă parte, domnul ministru Cechi chiar susține această idee și sper să aibă o finalitate. Acum se pare că ceea ce am făcut acum 2 ani la Prefectura Bacău referitor la intabulare constituie unul din motivele care ar putea să ne ajute în preluarea acestei clădiri, acestui monument istoric. Pe de altă parte, vreau să vă spun că eu am fost martorul la ceea ce s-a întâmplat am participat la elaborarea legii care să ducă la transferul clădirea de acum câțiva ani și am văzut și răspunsurile de la atât de la Înalta Curte de Casație și Justiție, cât și de la Ministerul de Interne. Am rectificat tot ce se putea rectifica și am intrat cu propunerea, și o să intru cu propunerea în Consiliul Județean, cu rectificările care ni s-au cerut. Adică am respectat toți termenii. Am luat ca un angajament și așa prevede și codul administrativ, ca cu obligația refacerii, să fac dovada refacerii în 10 ani acestei clădiri. Evident că e un termen larg, eu vreau un termen cât mai restrâns, dar ca să respect întocmai hotărârea Curții Constituționale, mă scuzați, nu în alte curți. Hotărârea Curții Constituționale, fac rectificarea cuvenită. Cam asta ar fi cele 3 puncte pe care vi l-am supus atenției. Aș dori, dacă dumneavoastră aveți întrebări în ce mă privește, atât la aceste aspecte, cât și alte aspecte care nu le-am discutat când am avut posibilitatea până acum. Da. Și la punctul 3, atitudinea noastră au mai existat încercări, v-aș întreba de deținere politică sau de calitatea actului administrativ? Nu. Da, vă răspund la ambele întrebări. În prima parte este rolul Consiliului Județean să ofere îndrumare metodologică pentru acordarea de facilități fiscale și nu numai. E prevăzut în codul administrativ acest lucru și eu mi-am luat în serios, să zic așa, fișa postului sau atribuțiunile ca și președintele Consiliului Județean. Inițiativele noastre se dorește a ajunge într-o zonă în care să asigurăm un cadru de dezvoltare cu respectarea autonomiei locale. Facilitățile fiscale pe care noi le-am prevăzut în acel acord cadru, nu știu dacă știți, orice ajutor de minimis de la nivelul județului trebuie să treacă prin Consiliul Județean. Trebuie să fie informat Consiliul Județean și instituția prefectului. Asta este, să zic așa, o condiție înainte de a ajunge la Consiliul Concurenței. Ca atare, ca să evităm anumite lucruri, cu respectarea pașilor prevăzuți de Consiliul Concurenței și de acordarea a schemei de minimis, a facilităților fiscale, noi am venit în întâmpinarea atât a OOT-urilor cât și antreprenorilor de la nivelul județului Bacău cu acest tip de facilitate. Avem, este un drumare, evident, este un drumare. E autonomia locală. Eu nu pot să oblig pe cineva să aplice această schemă. Dar cred că odată creat cadrul de dezvoltare în care arăt și care sunt beneficiile aplicării schemei de minimis, rămâne totuși la latitudinea UAT-ului să o aplice sau nu. V-am spus de unde am plecat. Am plecat de la Platforma Onești și mi-am dat seama că se poate aplica la nivelul întregului județ.
Acum, acordul ăsta care va fi semnat de dumneavoastră? Nu, vă spun, nu. Deci, nu. E un cadru a schemei, îl aprobăm, îl publicăm și cine este doritor, îl preia de acolo și îl aplică în cadrul, în cadrul UAT-ului. Ce însemna la referință de UAT-ului? Cum au privit? Nu am, nu, eu nu m-am consultat în această problemă cu UAT-ul. Am venit pe partea de sprijin atât pentru antreprenori și la un moment dat și pentru UAT, dar fără să mă consult cu UAT-uri. Nu m-am consultat cu UAT-uri din punctul ăsta de vedere. Procentele alea care sunt pe criterii se pot cumula? Se pot cumula, da. Se pot cumula, v-am explicat, o să vedeți când schema desfășurată pentru noi, eu am prezentat foarte pe scurt, ca să nu încarc această conferință de presă. Dar în spate e un întreg mecanism în care am explicat și cât se recuperează, cum se recuperează și cum se, cum se poate cumula. Se poate aplica un criteriu, se poate aplica două sau toate trei. Ideea este că cele trei criterii să aducă dezvoltare efectivă a UAT-ului. Acum, dacă UAT-ul își dorește să aplice, revin la întrebarea dumneavoastră, dacă UAT-ul își dorește să aplice această schemă de minimis, ține efectiv de autonomia locală. Eu nu pot să-i impun acest lucru. Am aprobat o schemă cadru, în momentul când voi fi anunțat, corect, pentru că trebuie să fiu informat conform procedurii că se aplică această schemă de minimis sau alta, poate să fie și alta, am un cadru pe, la care mă pot referi, la în care mă pot referi și undeva creează o predictibilitate, pe de-o parte, atât UAT-ului cât și antreprenorului, care vrea să investească într-o anumită zonă, care poate face referire la acea schemă de ajutor de minimis. Există o condiție care n-am spus-o acolo și există în prezentarea schemei de minimis. Există sunt câteva obligativități care trebuie să le îndeplinească antreprenorul. Minim 3 ani de zile să rămână cu investiția în zonă și să uitați, dacă aveți cine poate, trebuie să aibă o investiție de minim 250.000 de euro, creează minim 5 locuri de muncă, sunt înregistrate, nu înregistrează datorii, nu sunt în stare de insolvență și mai există, te rog, reprezentanții, asta cred că e foarte important, nu, legat de faptul că minim 3 ani de zile trebuie să rămână în zonă să investească. Altfel pierde facilitatea fiscală. Se referă la investițiile viitoare, nu cele care la investițiile viitoare, evident. Nu putem să aplicăm decât cu... dacă îmi permiteți, referitor la... Nu, n-am spus că... La a doua întrebare. Am înțeles cum ați întrebat acum, că am văzut cum ați întrebat. Referitor la Palatul Administrativ. La Palatul Administrativ nu cred că prin s-a făcut o documentație proastă sau nu. Cred doar că Curtea Constituțională, poate nu a existat atunci, a decis într-un anume fel. Într-adevăr, nu se pot aplica punctual transferuri din domeniul public al statului în domeniul public al județului. La viitor? La viitor, da, n-am înțeles. Vă rog să mai repetați. Succesul acestui proiect ține de politic sau doar de calitatea unui administrativ? Din punctul meu de vedere, succesul acestui proiect ține pur și simplu de administrativ, pe de-o parte, de modul cum e întocmită documentația, pentru că am eliminat toate aspectele care țin de legalitatea documentului sau de eventuale lucruri care nu au fost respectate anterior, dar ca să zic așa, în momentul când trec prin votul consilierilor județeni, are și o latură politică. Eu de asta știți foarte bine că trecerea ce ține de patrimoniu îmi trebuie 2-3. Deci, în mod cert, ține și de o voință politică. Vreau să acest subiect poate și am o întrebare pentru cum prima adunare administrativă și două legate de a treia aceasta.
Bun, eu pot să vă dau un răspuns tehnic, că nu ține de numărul de personal care e angajat în acea, la Poșta Română, ci ține pur și simplu de o aplicație de soft și un soft și o structură care trebuie să existe atât la primărie cât și la Poșta Română, prin care pentru că Poșta Română accesează baza de date cu cel care, cu contribuabilul îi vede exact care sunt datoriile de acolo și el își achită și virează către primărie. Face un serviciu. Se vor încheia contracte de prestări servicii, condițiile tehnice se stabilesc între primării și Poșta Română, nu înseamnă nici angajări de oameni, ci doar înseamnă o informatizare a primăriei, pentru că la Poșta Română există acest sistem. Și se aplică, am și spus. Există acolo sistemul ăsta. Da. Și legat de eu mă prezesc că am avut satisfacția în urmă cu Vizibanca, tot într-o conferință de presă, sugestia de a vorbi cu un arhitect atunci când e vorba de Palatul Administrativ. Și ați apelat la un arhitect foarte, foarte bun, de Langer, și la colegii lui, și s-a făcut acel referendum și chiar destul de ieftin. Eu vă întreb acum, veți apela în continuare la arhitecți pentru a pentru a reabilita și ceea ce se mai poate reabilita, în special partea superioară a Palatului Administrativ? În mod cert există și o obligație. Eu nu pot să nu apelez la un arhitect, ținând cont că este o condiție obligatorie pe restaurarea monumentelor istorice. Și trebuie să aibă o anumită calificare. Și societatea care face reabilitarea trebuie să aibă această calificare, altfel nu poate să o facă. Ca atare, răspunsul, în mod evident, este da. Și despre o altă, un alt subiect important al acolo, sigur că nu neapărat al județului, dar al acolo, Casa de Cultură. Nu credeți că ar fi interesant ca tot ce înseamnă administrație în acolo, să se mute acolo, în acest spațiu, pe care l-am luat generos pentru asemenea timp de instituția, cum și sală de conferințe, și acest Palat Administrativ să fie redat zone culturale a municipiului? Asta ar fi o întrebare. Vreau să vă fac precizare că a fost o încercare de preluare acestei case de cultură. Știu că sunt sume de miliarde și de acte birocratice, dar ar fi o modalitate, nu credeți că ar fi o modalitate de a salva și clădirile de patrimoniu și ar fi redată culturii în același timp găsind funcționalitate mult mai mare pentru o instituție a statului român în această casă de cultură? Domnul Cepară, în mod cert, această clădire este extrem necesară municipiului, chiar și județului. Dar, după cum bine știți, există un regim juridic. Atât a clădirii, cât și a clădirii, a proprietarului. Noi nu putem să facem investiții în ce nu ne aparține. Nu știu exact care este proprietarul în acest moment. Știam ceva de sindicate. Mai mult de atât, nu știu. Dar mod cert este... În mod cert... Nu, dar nu-i ca o obligație. Să știți că eu orice propunere care vine și îmi ușurează oarecum munca sau îmi ușurează oarecum partea de, să zic așa, de strategie, nu face decât să nu fac, pentru mine e foarte simplu să îmbrățișez această idee. Dar sunt reticent din alt punct de vedere. Sunt reticent din punct de vedere, dacă nu s-a reușit până acum de a fi preluat această clădire, sunt convins că au mai fost inițiative. Nu știu cum o să reușim. O să am în vedere, ca să știți. Casa Alexandrei, după aprobarea
din decembrie e pe un curs de... Își urmează cursul așa cum a fost stabilit. Mă bucur că prin hotărârea Consiliului Județean s-au aprobat indicatorii respectivi. Suntem în parcursul normal al proiectării, dacă nu mă înșel, sau licitații, nu mai știu exact stadiul. Dar zilele astea cred că am semnat un document în ceea ce privește Casa Alexandrei. Noi încercăm, atunci când a venit reprezentantul prințului, uite, scapă, nu mai știu, Vaida era, domnul Vaida, așa, a venit cu ideea de a ne ajuta în sensul ăsta, de a ne ajuta, de a o pune în siguranță, se dorea și chiar are un program la nivelul țării, referitor la ambulanța, așa numea dânsul, ambulanța monumentelor istorice și de a o pune în siguranță. A văzut stadiul, a văzut că suntem într-un stadiu avansat. Nu știu cum putem să legăm juridic acest lucru între o colaborare între noi și reprezentantul asociației de la Sibiu. Asta încercam să-mi amintesc și cum se numește. Dar noi, indiferent că ne ajută sau nu, bineînțeles, orice ajutor este binevenit, noi să mergem înainte cu lucrul ăsta și o să o ducem până la capăt, să o vedem reabilitată. Așa cum îmi doresc, revenind la prima idee, așa cum îmi doresc să reabilitez și Palatul Administrativ. Bun, haideți să vă răspund în felul următor. Sunt două componente. O componentă e legată de faptul că Consiliul Județean de fiecare dată a ajutat Inspectoratul de Situații de Urgență atât prin fonduri, din punct de vedere al protecției civile, ca să zic așa, pentru că asta e partea de finanțare care se poate aplica pentru ISU. Știu că ieri am fost la o ședință Euronest, prin care se pot accesa și se pot accesa fonduri pentru dotarea ISU. Nu vă ascund că n-am ce să vă ascund, că am în intenție acest lucru, nu neapărat de scară, dar dotări în ceea ce privește detașamentul din Bacău, inspectoratul, de fapt, inspectoratul din Bacău, plus că avem în plan un lucru care, o investiție pe care vrem să o realizăm de comun acord, un centru smurt, un centru care a plecat de mult, de undeva din 2008-2007 și încercăm să-l repunem pe tapet în colaborare, într-un parteneriat cu Primăria Bacău, dar am zis un pic în premieră că nu am trecut încă la realizarea efectivă a acestuia, știu doar că există proiectul, există există terenul, terenul este a Primăriei Bacău și trebuie realizat de comun acord. În mod evident că siguranța cetățenilor din județul Bacău mă preocupă în mod deosebit, cu atât mai mult cu cât și ca prefect am văzut activitatea ISU și am apreciat-o ca fiind excelentă la nivelul județului. Vedeți că la nivelul județului nu s-au întâmplat tragedii care să țină pagina ziarilor de la nivel național. Și cred că și asta din cauza faptului că oricum sunt mai bine dotați decât
alte, sunt mai bine dotate, mai bine dotați decât alte inspectorate, plus că și profesionalismul colegilor de la ISU, cred că face o diferență, zic așa. Bineînțeles că oricând se poate întâmpla o tragedie, dar în ceea ce privește Consiliul Județean a asigurat întotdeauna ce a ținut de dânsul, partea materială, financiar și orice alt demers a inspectoratului de situații de urgență. Ce se mai aude cu helicopterul? Cu? Helicopterul. Se lucrează și o să vedeți că eu mă deplasez cam săptămânal acolo, nu de fiecare dată. Noi suntem într-un progres acolo. Mergem, se lucrează sub presiune, în mod evident, pentru că trebuie să asigurăm și partea de UPU și medicii de acolo lucrează sub o presiune oarecum. Noi am cerut la un moment dat să vedem, poate într-un final o să finalizăm acest lucru, să mutăm UPU de la parter, să-l mutăm în clădirea spitalului municipal, ca să zic așa, ca să putem să avem un front de lucru mai mare și să nu încurcăm, medicii să lucreze fără o presiune a spațiului. Se lucrează, suntem, cred că înaintea, ca grafic de execuție, peste graficul de execuție propus deocamdată. Evident că acum în condiții mult mai grele. Dacă ați răspuns și la alte întrebări legate din afara Dumnezeia Convenției, de presă, dar aș vrea să ne întreb ceva de domeniul ăsta, Oreca, pentru că are putere de legătură și cu punctul pe care l-a salut astăzi. Practic, cum poate Consiliul Județean susține acest compartiment extraordinar de servicii până la urmă, care are o pondere importantă? Consiliul Județean, în mod direct, nu poate susține financiar, să zic, acest domeniu. În mod cert, este o politică guvernamentală care se aplică la nivel în domeniul de activitate. Dar, în schimb, în acest domeniu de activitate. Dar, în schimb, de fiecare dată, noi am, atât cât am putut, prin, ca vicepreședinte a Comitetului Județean de Situație de Urgență, ca președinte al Consiliului Județean, pe de o parte prin poziții publice, pe de o parte prin soluții concrete. Eu pot să vă spun așa, am propus de atunci în Comitetul Județean de Situații de Urgență să avem următoarea abordare față de Horeca. Nu putem închide un întreg sector de dezvoltare sau un întreg sector de activitate pe baza ratei de infecție. Dacă așa am putea să închidem orice instituție publică, trebuie să aplicăm același lucru tuturor. Atunci, dacă știu că în restaurantul X sau în hotelul X s-a detectat un, să zic, 3, 4, 5 cetățeni infectați și există un focar de infecție acolo, fac anchetă epidemiologică și închid doar locația aia. Nu închid toate locațiile. Asta este viziunea și propunerea. Am spus lucrurile. Nu. La întâlnirea UNCJR nu s-a discutat de acest subiect. Nu. Fac ca să-mi termin ideea. Este pe același principiu ca și la școală. Nu închidem toate școlile. Închidem o singură școală în condițiile în care am o anchetă epidemiologică făcută și în care determină că de acolo a plecat, să zic, infecția. Oricum ar fi, vedeți dumneavoastră că noi trebuie să învățăm să trăim cu acest virus. Am propus și acum câteva luni un plan de asistență medicală cu anumite măsuri care ușor, ușor, chiar dacă nu se recunoaște, se aplică. Dar era mai bine să se aplice de atunci. Mai sunt câteva puncte care nu sunt aplicate, dar o parte dintre ele, ușor, ușor, se conturează. Am propus să facem testări gratuite pe zonele unde ține de infrastructură critică, mă refer, sau zone funcționale, care asigură funcționalitatea județului. Evident că nu puteam să fac de capul meu, ca președintea Consiliului Județean, să aloc niște bani dacă nu am
avizul CJSU, pe de-o parte, și nu în ultimul rând, ADSP. Nu, eu nu sunt unitate sanitară. Dar pentru treaba asta, ca să cumpăr testere anticovid, îmi trebuia undeva să am o expertiză din partea DSP și cum mă aplic. Ce se întâmplă când determin că, într-adevăr, omul este infectat? Trebuie să-l duc către zona de a retesta PCR. Deci aici era ușor, ușor, vedeți că se aplică. Se duc pe școli, se fac testări. Cam asta am propus atunci. Realitatea arată că fie că se vrea, politic sau nu, se vrea să se facă ceva, realitatea ne va duce acolo unde trebuie să ajungem. Domnule președinte, o întrebare, dacă mai permiteți. Autostrada, așa este, în ghilimele, desigur, e puțin forțată, dar este o autostradă pentru zona Isticava, acolo, aceea care... Face legătura... Da, între județul Bacău și județul Neamț. Se mai lucrează? Se lucrează, da. Se lucrează, am fost într-o perioadă în care, bine, pe lângă partea de izolare care am trecut, eu mi-am propus ca să văd toate investițiile și evoluția investițiilor de la fața locului și o să vedeți că o să fie un teren. Se lucrează peste tot, nu există zonă în care nu se lucrează. Da, din păcate, fizic n-am putut o perioadă și apoi să nu uităm un lucru, nu vreau să nu văd pădurea de copaci. În primul rând trebuie să am o organizare bine făcută aici ca să pot să plec în teren. Știți, nu-i... ca să pot să fiu organizat, să... Nu știu, poate dă bine în poză să fiu în teren. Dar acea poză trebuie să reflecte o realitate. Știu că lucrurile merg bine în toate zonele de activitate pe care le coordonez. Îmi permit să merg în anumite zone atunci când ori nu merg lucrurile bine, ori merg și vă arăt opiniei publice care este stadiul de în ce stadiu se află proiectul. Se lucrează peste tot, deci nu, în funcție și de condițiile, evident, de vreme. Noi nu putem spune că nu poți să torni asfalt la o anumită temperatură. Dar, în schimb, anumite lucrări adiacente se fac. Dar să știți că se lucrează. Eu am o monitorizare săptămânală cu toate proiectele de la nivelul județului care primesc și văd stadiul de lucru. Fără nicio problemă se lucrează și o să vedeți că nu spun lucruri hazardante acum. Oricând. Nu, chiar mă bucur că, într-un fel sau altul, chiar dacă nu ține de obiectul conferinței pe care am făcut-o, pe mine mă bucură că sunteți un parter real în a... Da. O să vă răspund. Haideți să o luăm într-o ordine. Proiectele propuse către PNRR sunt undeva cam 16 proiecte, ce totalizează 500 de milioane de euro ca evaluare. Aceste proiecte, în mod, pe lângă, n-am trecut autostrada A13, dar o să fac și aici o referire, oarecum succintă. La autostrada A13 am susținut-o, am fost prin comitetul director la domnul ministru Ghinea. Am depus un memoriu în care am explicat de ce se încadrează pe PNRR autostrada A13. Chiar dacă este prins și în alt program, dar în altă ordine. Este un proiect matur. De asta l-am propus. Asta își dorește PNRR-ul. PNRR-ul își dorește să finalizeze până în 2026 toate țintele. Ca să finalizezi, trebuie să ai un proiect matur. Asta înseamnă să ai studii de fezabilitate, proiect tehnic și să treci la execuție. În noiembrie 2022 trebuie să predea studii de fezabilitate, proiect tehnic, inclusiv avizele de mediu.
Ia să, nu știu, aș vrea, fără să fac, am văzut că există o întreagă discuție legată de concurența între A13, A8, Autostrada Unirii, trecute prin legi, mai mult sau mai puțin, cum să zic așa, justificate. Trebuie să fie prinsă în buget. Trebuie să aibă un buget ca să funcționeze. Nu trebuie să fie prinsă într-o lege. O treabă simplă. Câte din proiectele de acolo sunt mature? Câte sunt în stadiu, în acest stadiu? Niciunul din proiectele care s-au vehiculat în spațiu public nu sunt în stadiul ăsta. Ca atare, ratăm o oportunitate aproape unică de a realiza această autostradă dacă nu este prinsă în Planul Național de Redresare și Reziliență. O altă formă de finanțare se poate găsi dacă își asumă guvernul altceva. Dar deocamdată, cred că asta este o oportunitate care nu trebuie ratată. 2,1 miliarde sau 2,2 miliarde de euro nu-s de aici de acolo. Dar comparația cu Iașul, 5,6 sau care e de 3 ori mai scumpă, ne cam contrazice. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să mergem într-un mod eficient și eficac. Nici Comisia Europeană nu o să accepte o finanțare care nu realizează, nu duce la un capăt. Capete de autostrăzi au 8 puse în PNRR și nu este trecută autostrada a 13. Nu este vorba doar de patriotism local, e vorba de pragmatism. Pentru că autostrada 13 nu este doar pentru moldoveni. Am spus și, de fapt, am parafrazat pe cineva, o să ne contrazică geografia și matematica. Dar spuneți-mi, care sunt celelalte proiecte? Da, mă scuzați. Celelalte proiecte sunt cu preponderență în domeniul de sănătate. Sunt 2 sau 3 proiecte importante în domeniul sănătății, fie că e vorba de dotări, fie că e vorba de realizarea unor circuite oarecum digitalizate între secții la nivelul Spitalului Județean, o securizare informatică și plus dotări. Asta ar fi o parte. O parte țin și de o zonă de informatizare la nivelul județului Bacău, inclusiv a Consiliului Județean. Sunt proiecte care o să vi le pun la dispoziție dacă doriți ce am propus. Sunt vreo 16 proiecte, nu pot să vi le exemplific pe toate, dar totalizează undeva vreo 500 de milioane de euro ca și evaluare. A doua întrebare. Într-adevăr, am văzut și colegii mei din țară, majoritatea merg pe eficiență economică, eficacitate, o restructurare a aparatului administrativ. Văd și în public că se pune problema iar în balanț administrativul, bugetarii față de privați. Bugetarii sunt susținuți de privați, au salarii mari și nu sunt cuantificabili. Ca atare, concepția mea e în felul următor, referitor la partea de administrație publică, și aici m-a ajutat și mă ajută experiența administrativă pe care o am, de vreo 23 de ani în administrație publică, în diferite zone, dar care, ca principiu, funcționează la fel, peste tot. Eu voi... Nu mă voi hazarda să spun că desființez în direcții sau servicii până când nu primesc tot ce înseamnă o informație corectă de la audit. Am declanșat audit pe toate instituțiile subordonate, am mai spus lucrul ăsta, audit și în cadrul aparatului de specialitate, vreau să elimin anumite paralelisme pe care, într-o fază, să zic așa, intermediară, le-am constatat și eu. Vreau să merg pe o structură care să fie eficientă și determinată de aplicarea efectivă a atribuțiilor președintelui Consiliului Județean,
sau a Consiliului Județean. Pentru că aici sunt două componente. Avem, prin aparatul de specialitate lucrăm și vreau ca fiecare structură din cadrul aparatului de specialitate să-și găsească justificarea în lege, în aplicarea unor atribuții, la fel ca și fiecare instituție subordonată, pentru că eu nu pot să-mi îndeplinesc atribuțiunile decât prin cele două componente. Structura de specialitate din cadrul Consiliului Județean, ca aparat, și instituții subordonate. Ca atare, am început de acum 3-4 săptămâni, dacă nu și mai bine, implementarea unui sistem de control managerial intern care să țină cont, în primul rând, atribuții, obiective definite într-un mod smart, indicatori de calitate și de rezultat cuantificabil, în așa fel încât fiecare dintre colegii mei să justifice atât activitatea într-un mod cuantificabil. Se vorbește de performanță. Nu putem spune de performanță în administrația publică dacă nu vorbim de o cuantificare a activității fiecărui funcționar public din cadrul Consiliului Județean sau personal contractual și rezultatul activității acestuia. Asta înseamnă că eu trebuie să plec de undeva și să ajung undeva. Respectiv, scurtarea unor termene în eliberarea unor autorizații de construcții, avize, plus un răspuns mult mai rapid în cadrul administrației de specialitate, pe ceea ce înseamnă, eu știu, relația cu publicul, plus o calitate a documentului, respectarea celor 16 standarde, care presupune, pe lângă etică, integritate, planificare, obiective și o standardizare a documentației din cadrul Consiliului Județean. Nu vă ascund că încerc să pun tot ceea ce v-am spus acum într-o formă de soft, digitalizată. Vorbim de digitalizarea la nivel de țară, dar cred că lucrurile trebuie să plece de aici, din sediul materiei. Să digitalizăm, în primul rând, activitatea personalului din cadrul Consiliului Județean, care să fie ca un ajutor atât pentru ei, cât și pentru cetățean. O platformă care să fie pe care să lucreze în interior și o platformă care și acea platformă să aibă o conexiune către exterior, în care cetățeanul să-și vadă pe unde se află lucrarea dânsului, să primească un răspuns în termen, să primească, dacă chiar și modul de transmitere a SMS-ului pe un telefon mobil. Cam asta intenționez. Din alt punct de vedere, aici o să detaliez în momentul când voi finaliza partea de organizare sau reorganizare a Consiliului Județean și a instituțiilor subordonate. În mod evident, respectând tot ce înseamnă principii legale în reorganizare. Orizont de timp aș putea să-mi dau din punct de vedere al digitalizării. Noi avem câteva proiecte deja demarate. Suntem într-o fază avansată, undeva 50% pe parte de urbanism, pe de o parte pe parte de arhivare electronică, dar până nu vedem finalizat, cele două proiecte, nu o să ies în fața dumneavoastră să vă spun, pentru că vreau să văd și cum funcționează. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, intenționez să facem un modul pe SCMI care să cumuleze toate aceste activități și să fie transparente. O să vedeți că un lucru care îl uitasem să spun de la început. Am adoptat o procedură de sistem care se va aplica la toate instituțiile din subordine, cât și în aparatul de specialitate, referitor la comunicare și transparență decizională, în care să respecte tot ce prevede legea, că trebuie publicat atât pe site-uri,
pe site-ul instituției noastre, cât și pe site-ul instituțiilor subordonate. Asta e un aspect. Și al doilea aspect, revenind la partea de reorganizare, știți că reorganizarea începe de la buget. Eu am sistat orice angajare de la începutul anului pe 2021 dintr-un singur motiv, nu aveam buget. Neavând buget, nu pot să-mi dau seama cum putem, în ce anvelopă salarială stăm, pe de-o parte, și pe de altă parte, care sunt cele mai bune servicii sau ce vreau să dezvolt față de ce vreau să restructurez. Și trebuie să stau într-o anvelopă salarială. Ca atare am elaborat împreună cu colegii mei din zona de direcție economică o procedură de sistem pe care o vom transmite tuturor unităților subordonate referitoare la planificarea bugetară. Planificare bugetară care să presupună o fundamentare înainte de a cere bugetul. Planificarea bugetară presupune o notă de fundamentare pe fiecare instituție care se ducă oarecum în amănunt. Am sesizat la finalul anului 2020 că anumite instituții li s-a dat un buget și a rămas cu un excedent. Înseamnă că ori bugetul nu a fost făcut corespunzător și ar fi trebuit să fie un indicator de performanță pentru activitatea managerială. Ori bugetul n-a fost făcut corespunzător, ori execuția bugetară n-a fost conformă. Sunt lucruri extrem de clare. Pe de altă parte, știți, discuția de GSPC, buget alocat cât? 90% până 90%. Asta m-a făcut să pun o prevedere acolo care să-mi treacă din capul locului unitatea subordonată, Direcția Generală de Protecție a Copilului, de Asistență și Protecție a Copilului, să-mi treacă din capul locului standardul de cost. Pe ce bază își proiectează bugetul? Ca să nu mai avem anumite discuții legate de alocări sau presiuni sindicale. Am stabilit un buget, îl verificăm, nu voi semna niciun buget, nici către instituția subordonată, nici al Consiliului Județean, până când nu are în spate o fișă de fundamentare. De GSPC-ul și-au încasat integral salariile. Nu au fost probleme din punctul ăsta de vedere. Vom vedea proiecția bugetară, pentru că încă e într-un circuit, ceea ce se dă către Consiliul Județean Bacău. Vom vedea. Noi am susținut atât prin Comitetul Director, cât și prin adunarea generală a UNCJR, toți colegii din UNCJR, toți colegii din care fac parte din Comitetul Director, am susținut să se finanțeze nu până la, ci 90%, că era sintagma până la 90% și putea să fie și 1%, era interpretabilă. Și 45% era încadrat pe lege, nu puteam să facem nimic. Să sperăm că această prevedere de asigurarea standardului de cost în proporție de 90% va fi materializată în buget. Mai sunt întrebări? Mulțumesc frumos și ne revedem în proxima ocazie. Poate ne revedem la... Când o să vorbesc mai mult despre partea de reorganizare, o să vă prezint partea de reorganizare.